De ce să nu faci seara dacă vrei să slăbești? Să nu mănânci fructe după ora 6. Ceea ce se întâmplă este că o să aduci multă glucoză și fructoză în sânge, care se transformă și ea în glucoză. Iar asta o să-ți dea un spike de glicemie și după aceea o cădere de glicemie. Ori de câte ori mâncăm ceva dulce, glicemia noastră crește și după aia dă corpul cu ea de pământ. Asta poate să ducă la o trezire nocturnă, special pentru cei care se trezesc noaptea cu foamea și se duc la frigider și mănâncă absolut orice apucă. Dacă ți se întâmplă acest lucru, te rog după ora 8 evită tot ce înseamnă fructe și dulciuri. Merge la punctul 2 și vorbim despre cafea sau ceai verde. Și dacă bem cafea și ceai verde după ora 3, ceea ce o să se întâmple este că nu o să ne mai vină somnul. Nu ne vine somnul, ne culcăm mai târziu și pierdem timpul. Ne trezim dimineața pentru că trebuie să mergem la muncă, am dormit puțin și este absolut dovedit științific că atunci când dormi puțin, iei decizii mult mai proaste pe parcursul zilei.